ea deschisă. Deci fiți atenți că mă urc în ea. Au, ia te dusă și în față. Punem contactul. Schidem trapa. Deci nu se aude nimic. Deci chiar nimic nu se aude. Clapetele deschise, tot ce trebuie. Se aude, de fapt, mi se pare mie că se aude ceva. Ia să încercăm cu clapetele închise acum. Asta e telecomanda care n-are baterie. Oare... Deci dădui pe on, să vedem ce face pe on, dacă se aud sau nu. Trebuie să învățăm care sunt butoanele. După cum bine știți, eu sunt Vlăduț, Instagramul este VlăduțVTZ. Iar pentru a vă lua și voi finale care să sune ca ale mele, cu clapetă, tot ce vreți. Și nu clapetă pe vacuum de la clasic de la motor, clapetă cu vacuum făcut de un compresor. Deci... În momentul de față nu știu dacă sunt închise sau deschise. Deschise acum. Acum ar trebui să le închid. Nu prea îmi plăcut cum se auzi. E și sunetul ciudat acolo. Că e între garduri. Cu clapetele închise nu se aude nimic. Și le-am deschis. Și am deschis clapetele. Să vedem cum se aude acum. Deci eu sunt în teste cu voi acum. Pornește bine, se aude relativ bine. E și vântul ăsta și nu prea pot să-mi dai o seama cine știe ce. Am sunetul ăla de tablă care, cred că, care nu-mi place, cred că e din intermediar aia. Așa, în ture, când dau tare în ea, se aude bine. Deci nu e rău, hai să vă arăt acum și de afară, dar nu acum. Îmi place cum se aude un pic cam de Mercedes, așa, în continuare. Compresorul, vă arăt și de afară. Hai că se filmează cu blitz, dar aia. Suntem aici cu cel mai mare comentator. Hai să vă arăt cum se aude și... Alesei noaptea, că e mai liniște pe aici. În momentul de față am clapeta închisă, nu știu dacă voi auziți ceva. Sesizabil este doar popsul. În momentul în care închid clapeta, e cam înfundat popsul. Îl dăm partea din față, dar oricum eu o să-mi iau clapeta deschisă. La drum, dacă ne ajută Adrian, la 2000 de ture, vedem dacă avem sau nu clapeta închisă. Acum e închisă, nu? Acum e deschisă. Și deschide. Clapeta închisă nu mai are rezonanța aia în spate. Clapeta deschisă și o face iar. Bagă-te în dreapta, în parcare aici. Și ziceam să vă arăt cum se aude de afară, pentru că nici eu nu știu. Să vedem cât de bună e parcarea asta. Va trebui hai să mă lași aici. Hai pe dreapta. Nu știu dacă au spart-o, nu cred că au spart-o. Nu e spart-o, nu. Ia du-te mai în față, vedem până unde e spart. Ușor, mă, că e spart aici. Da, și pe că nu e spart aici. Spun eu că e spart aici. Nu e, bă, e pe laterale, ca să nu se învârte. Pe laterale, a, da. Știam eu ceva. Bă, de-le, lasă-mă aici și te duci așa. Duci așa să auzim și noi mașina. Mă sperii, dracu, cu spărturile. Tu dau pe mea dacă ți-l uit. Nu, eu, păi da, mă dai pe a ta diesel. Că ai fază lungă și mie unul în parcare. Așa, acum trebuie să mă dau jos. Deci, facem o dată cu clapeta închisă, o plecare. Ce? Se vadă că e deschis. A, se vadă că, da, apăs aici pe off. Se închise clapeta. Ia, așteaptă puțin până spun eu când să pleci. Când îți închid ușa, pleci. Opa, și voi nu știu dacă auziți mare lucru, dar mă dau în spatele mașinii. Mă dau în spatele mașinii, clapeta închisă, nu se aude nimic. Cu ea deschisă, a început să se audă.
nu se mai aude. Ce-i drept, fiind compresorul de vacuum mai mic, durează un pic până deschide. Problema e că de la pops îmi cam iasă chestia asta. Trebuie să scot ăla afară neapărat. Țeava, cumva mai afară. Deci clapeta deschisă, ia să vedem cum se aude. O ții și tu un pic, bă, vezi că e clapeta deschisă. De fapt, lasă că o ții și tu un pic din frână. Wow, cum se aude. Îmi place popsul. Popsul chiar îmi place. Îmi place și cum se aude. Îmi place și cum se aude compresorul de când i-am făcut admisia. Cam asta a fost cu clapeta închisă. Ce nu-mi place că e popsul ăla cu clapeta închisă și popsul cu clapeta închisă mi-l dă direct în downpipe sus. Gen, nu e foarte ok să ai downpipe, să ai clapetă și să am clapeta. Bă, dar îmi place cum se aude de afară. Asta mai ieși, mă, nu mai ieși. Bă, ia dai câteva, mă auzi? Da. Ia dai câteva pedale să vedem dacă face flăcările. Ceva. Am făcut o flacără, mi-o dădu afară. Ce nu trebuia să faci tu, nu trebuia să omor cu popsul. Cu popsul omor când aveam clapeta închisă. Păi oricum se auzi super încet, în mașină nu se aude. Știu că se aude super încet, dar zic că în momentul în care e clapeta închisă, îmi forțează downpipe-urile și toate alea din, cu popsul. Da? Da. Trebuie să spui. Ia de și cu mine așa la volan, cu mine în dreapta un launch control de la cu făcut și tu așa mișto. Ți-a plăcut cum îl făcui? Bă, nu, plăcut, dar am plăcut cum merge, cum se aude, cum alea. Făcuși launch control tu? Da. Serios? Da, stai că nu ți-l iau. Da, mă, se face în sport pe... Nu, pe manual se face, nu știi, nu? Vezi că tu ridici celeronul. Te scuz că ai și tu tot a șapte. Ce face ăla, mă, nu pleacă de acolo? Se apară chestia aia, dar cred că la tine n-apare la fel, că nu ai. Ce, diferențial sport de la... Frânare de urgență, nu ai. A. Facem așa. Blană! Gata, bă! Gata, bă! Băi, dragi, cu palpitații. Gata, hai să mergem acasă. Păi stai că n-am văzut pe acolo. Păi? A. Păi trebuie să ai o parte cealaltă. Păi să-mi faci un canal de YouTube să-ți dau palpitații. Băi, dragi, cu palpitații, băi, mă. La mine. Bă, fii, mă, cu minte. O, dragi. Băieți, mă las până nu mă omoară ăsta. Atât a fost clipul de astăzi. Bă, potolește-te, bătele, că o dată-ți fuge. Și? Și, da. Alta e diesel de o dracu, dacă voiam diesel, nu am diesel. Hai. Eu o să-mi dată. Am scăzut și... Ia uite, am scăzut și range-ul la... O liniuță vere. Ce o liniuță, mă, mi-l scăzut de la 610 la 540.